seara, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Sunt Remus Gușă și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. În această minunată seară de mai, am plăcerea să l-am invitat alături de mine pe domnul director executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu, domnul Marian Cătălin Dumitru. Bună seara! Bine ați venit în emisiunea noastră, domnule director, și mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Vă mulțumesc pentru invitație și plăcerea a fost de partea mea. Stimați respectatul, după cum bineînțeles știți, nu este posibil să lipsească copiii din emisiunea noastră. O să începem emisiunea din această seară cu eleva neghină Maria, căreia îi spun bun venit. Mulțumesc. Maria, te rog frumos, înainte de toate, să ne spui de la ce școală vii, pe cine ai diriginte, cu cine studiezi orga, da? Te rog frumos. Învăț la școala generală numărul 4 Mihai Eminescu, am învățător pe Idricianu Veronica. La cine studiezi orga? La domnul profesor Valentin Mărgean. Da, și din câte am înțeles, ești membră a grupului Mugurel de Vlașca. Da. Unde coordonator este părintele Balaban. Da. La școală ce materie îți place ție cel mai mult, Maria? Matematică. Matematică. Te întreb acum, având în vedere faptul că în seara asta ne vei interpreta o melodie la orgă, de când studiezi orga? Am înțeles că ești în anul pregătitor. Da, de 3 luni. Da? Și ce te-a atras pe tine în mod deosebit? Mi-a plăcut foarte mult când am auzit acest instrument și am vrut să-l practic și eu. Da. Fiind la început, sper că nu ai emoții. Nu. Da? Bine. Să ne spui ce melodie ne vei interpreta, Maria. Trageți fără a mai flăcăi. Da, te rog frumos. Foarte frumos, Maria. Ești foarte talentată, să știi. Mulțumesc. Cred că o să faci o carieră din interpretarea la acest instrument și din folclor, în general. Cu vocea nu-ți place să interpretezi muzică populară? Sau nu ai încercat? Am încercat. Și nu încerci să-ți prelucrezi vocea? Să studiezi deja și folclorul ca interpretă? O să încerc. Îți doresc mult succes. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ai fost prezent în emisiunea noastră și te așteptăm și altă dată. Mulțumesc. La revedere. Domnule director Marian Cătălin Dumitru, pentru început, vă rog să ne spuneți ce ar trebui să știe giurgiuvenii despre dumneavoastră. Mă numesc Dumitru Marian Cătălin, am 38 de ani, sunt giurgiuvean, m-am născut și am crescut la Ghimpați, județul Giurgiu, sunt căsătorit, am o fetiță de 10 anișori. Studiile le-am făcut în Giurgiu, în mare parte, studiile la școala gimnazială 1-8 la Ghimpați. Am absolvit cursurile grupului școlar Miro Nicolescu, secția informatică din Giurgiu, școala de arte și meserii, profil contabilitate, tot în Giurgiu. Am urmat cursurile facultății de management inginerie economică la Universitatea din București, un curs de masterat tot în București la universitate. Din 2000 lucrez ca și operator tehnic de calcul la Spitalul Ghimpați, apoi am fost promovat în funcția de contabil, apoi economist, director economic tot la Spitalul din Ghimpați și din anul 2011 până în prezent sunt director executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu. După cum spuneam, da. Domnul director, ați făcut multă școală. Ca fiecare dintre noi ați avut cu siguranță și momente grele în desfășurarea activității și în viață în general. Dacă puteți să ne spuneți
care unul dintre cele mai grele momente din viața dumneavoastră. Da, este adevărat. Din păcate, viața este făcută din bune și rele, să spunem așa. Sunt și momente grele în viața noastră. Unul dintre momentele grele pe care le-am parcurs a fost luna aprilie 2011, pe vremea când eram director economic la Spitalul din Ghimpați. După cum bine știți, în acel an în țară s-au închis 70 de unități spitalicești, printre care și Spitalul din Ghimpați. Făceam parte din echipa de conducere alături de director executiv și directorul medical. La vremea respectivă a trebuit să predăm fișa de lichidare pentru 65 de oameni, să predăm activele și pasivele unității către Consiliul Local. Un moment greu, un moment greu în viață, eram tânăr și m-a marcat acest moment, să spun așa. Dar sunt și lucruri frumoase în viață. Vă rog frumos să precizați unul dintre ele, dacă tot ați... Bineînțeles, familia, în momentul în care vine pe lume un copil, sunt lucruri care efectiv te încarcă pozitiv, să spun așa. Da, deci familia este pe primul plan. Sigur este că este normal să fie așa. Vă întreb, domnule director, trăim niște vremuri grele. Vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre lumea de astăzi. Da, bună întrebare. Lumea de astăzi este într-o continuă schimbare. Se îndreaptă spre lucruri bune. Dacă stăm și analizăm libertatea de mișcare, libertatea de expresie, libertatea presei. Mi-aduc aminte de un moment, 1986, când împreună cu colegii de la școală vrem să plecăm într-o excursie în Bulgaria și atâtea verificări în documente a trebuit să se efectueze și trăim momentul de astăzi în care foarte simplu cu buletinul sau cu un pașaport putem circula în Bulgaria, în Europa. Mai nu am văzut că și în Canada se va circula fără vize. Da, din decembrie. Da. Deci sunt lucruri bune. Sunt un om optimist și cred că ne îndreptăm către o lume mai bună, să spun așa. Da. Totuși, sunt și unele probleme în zilele noastre, în traiul nostru de zi cu zi. Nu trebuie să ascundem faptul că totuși nu este chiar atât de bine. Adevărat. Dacă se avea posibilitatea, ce a schimbat dumneavoastră în lumea de azi? Ce a schimbat? În momentul de față, din poziția pe care o ocup, probabil că m-aș ocupa foarte mult de modificările legislative în domeniul pensiilor, să spun așa, pentru că sunt deja ancorat în acest domeniu. Pot să spun că acest lucru se și întâmplă. Avem o relație foarte, foarte bună, pot să spun, cu grupul parlamentar din Giurgiu și nu numai, cu foști colegi din țară, foști directori ai casului de pensii de la Hunedoara, de la Botoșani, cu care avem discuții permanent. Înaintăm propuneri de modificări legislative. Nu spun neapărat că se și întâmplă aceste modificări, adică sunt analizate, dar cel puțin sunt făcute cunoscute la nivel central. Lucru care mă bucură, pot să spun. V-am spus, avem o relație foarte bună și pe plan local. Dumitru, sincer vă spun, mă bucură foarte mult faptul că am întâlnit un om ca dumneavoastră. De ce spun asta? Orice întrebare v-am adresat, v-ați axat pe ceea ce faceți acum. Este ceva extraordinar, adevărat profesionist. Mi-aș dori să întâlnesc la tot pasul cu oameni ca dumneavoastră. Bun, vă întreb. Se vehiculează ideea că ar exista mai mulți pensionari decât angajați. Ce ne puteți spune despre acest aspect? Dacă analizăm situația la nivel macro, la nivel de țară, să spun așa, situația nu stă chiar așa, în sensul că în evidențele Casei Naționale de Pensii Publice se registrează un număr de 5,2 milioane de pensionari și 5.500.000 de asigurați în sistemul public de pensii. Analizând situația pe plan local, tind să vă dau dreptate, în sensul că în județul Giurgiu numărul pensionarilor este în jur de 66.000 de pensionari, iar numărul asiguraților în sistemul public de pensii este undeva la 36.600 de asigurați în sistemul public de pensii. Este adevărat, județul Giurgiu
are un handicap, să spun așa, în sensul că ne aflăm la doi pași de, de municipiul București, unde piața muncii este foarte, foarte bine dezvoltată și o mare parte dintre giurgiuvenii noștri își desfășoară activitatea în municipiul București, județul Ilfov, ei fiind asigurați la Casa de Pensie a municipiului București sau la Casa de Pensie a județului Ilfov. O altă cauză pe care o văd, piața muncii în județul Giurgiu, slab dezvoltată, aș putea spune, și puțin atractivă pentru tinerii noștri, dar nu trebuie să ascundem faptul că și interesul tinerilor pentru locurile de muncă din județul Giurgiu este unul scăzut. Am participat de curând la Bursa Locurilor de Muncă organizată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Giurgiu, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, și am avut surpriza să văd că foarte mulți tineri, în jur de 300-400, participau la acea bursă a locurilor de muncă și erau neinteresați de locurile oferite de cei 50-60 de angajatori, și discutăm aici de posturi de la muncitori până la ingineri, economiști și așa mai departe. Am observat că tinerii au interesat mai mult de viza pentru ajutorul de șomaj și pentru ajutorul social decât pentru oferta locurilor de muncă de pe piața giurgiuveană. E păcat, vă spune, dar asta e situația în momentul de față. Înainte de emisiune a fost invitat domnul primar. Bine, o emisiune în reluare, și spunea faptul că au venit investitori în Giurgiu și au plecat datorită lipsei forței de muncă. Da, da, este adevărat, cum am spus. Astea cred că sunt cauze, e o părere personală, dar cred că astea sunt cauzele. În prima fază, v-am spus, apropierea de municipiul București și oferta destul de generoasă din București și celelalte aspecte pe care le-am menționat. Domnul Dicu, am vorbit cu foarte multe persoane din Giurgiu și am spus că este foarte mic salariul ca să muncească pe așa puțin bani. Este adevărat, da. Dar eu am o vorbă pe care o spun întotdeauna. Întotdeauna unul este mai mare decât zero. Întotdeauna dacă avem un bănuț în plus, asta înseamnă că putem trăi mai bine. Corect, corect. Vă rog frumos, domn director, să ne spuneți, dacă se poate, care este cea mai mică pensie din județul Giurgiu și care este cea mai mare, fără a da nume, evident. Da. O să observăm o diferență cam mare între cea mai mică și cea mai mare pensie din județul Giurgiu. La momentul actual, în județul Giurgiu, cea mai mare pensie este de 18.500 de lei, este o pensie specială, și cea mai mică pensie este pensia minimă garantată de 520 de lei. Ce e mai grav este faptul că un număr foarte mare de giurgiuveni au această pensie minimă garantată de 520 de lei. Aproximativ 19.000 de pensionari din județul Giurgiu încasează pensia minimă garantată. Acest lucru se datorează și faptului că județul Giurgiu, după cum bine știm, este un județ preponderent agrar. Lucrurile de muncă au fost în agricultură sau în industria de prelucrare a produselor agricole. Foarte, foarte puțină industrie în comparație cu orașele mari, județele mari, Brașov, Cluj și alte județe, unde industria a fost pe primul loc. De-aia și în momentul de față avem pensiile așa de mici. Uneori am fost întrebat de ce și pensia minimă, că observăm la sfârșitul anului statistici în ceea ce privește pensia minimă pe județe, județul Giurgiu, pe lângă Vaslui, Telorman și alte județe din sud de aici, Olt, suntem cam pe ultimele locuri în ceea ce privește pensia medie. Pensia medie, m-a spus, este din asta. Avem o singură pensie de 18.000 de lei și restul pensii foarte, foarte mici, datorită veniturilor pe care le-au avut pensionarii în perioada de activitate. Cu mulți ani în urmă, eram unul dintre cele mai puternice orașe ca industrie. În jurul anilor 89-90 aveam și Șantier Naval, aveam ICMUG, aveam Combinatul Chimic, Dunărena, IPB-ul. Din păcate, da, în ultimii 26 de ani lucrurile au luat o întorsătură. Turnură. Da. O să continuăm discuția, domnul director. Te rog frumos, Claudiu, să vii să ne spui ce ne-ai pregătit. Eu prin spate, te rog frumos, dar încerc, nu te grăbi. Te rog frumos să ne spui numele tău complet. Mă numesc Ceaușu Claudiu Florin Octavian,
Și vin de la școala gimnazială numărul 6. Savin Popescu. Savin Popescu. Mulțumim domnului director Toma Florescu și doamnei profesor Nidelea pentru prezența ta în această seară la emisiunea noastră. Te rog frumos, Claudiu, să ne spui ce ne-ai pregătit. Am pregătit o poezie despre Europa și o pildă religioasă. Da, cu ce începi? Cu poezia despre Europa. Te rog. Pe harta Europei. Azi noapte am stat de vorbă cu plopii și cu vântul. Mă cunoștea și vântul, mă cunoșteau și plopii. Mă cunoșteau din vremea când colindam pământul, cu gândul și cu ochii pe harta Europei. Și mi-am adus aminte de nopțile de vară, când o porneam de acasă, abia ieșit pe poartă. Mă și vedeam departe, prin nu mai știu ce țară, dar am trezit spre ziua cu ochii tot pe hartă și mi-am adus aminte de ce aș fi vrut să fiu. Un plop ce se ridică spre cer și un vânt grăbit ce înconjoară pământul mereu. Și într-un târziu m-am căutat pe hartă, dar nu m-am găsit. Da, foarte frumos, Claudiu. De ce pildă ortodoxă ne-ai pregătit? Tatăl nostru. Da, te rog. Un om avea mai mulți copii, dar era foarte supărat, fiindcă fiii săi se certau, ei purtându-se cu răutate. Azi așa, mâine așa, într-un cuvânt, între flăcăi era mereu neînțelegeri. Multă durere îi pricineau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă trăind în pace și înțelegeri. Vreți să vă spun cine sunt frații aceștia atât de cruzi unii cu ceilalți? Suntem noi, oamenii. Nu suntem noi toți oameni, fii ai același tată Dumnezeu? Ne înțelegem noi unii cu ceilalți? Ne iubim aproapele așa cum ar trebui să o facem? Nu-l doare pe Dumnezeu când vede că între oameni ia ta neînțelegere, minciuni, hoții, războaie, păcate de tot felul? De ce ne-a făcut Dumnezeu? Ne-a făcut pentru a ne iubi unul pe altul, pentru ca fiecare să poarte grija celuilalt și pentru fiecare bun creștin, pentru fiecare om care trăiește fără păcate, în dragoste și înțelegere cu cei de alături, Dumnezeu se bucură, la fel cum se bucură un tată pentru copiii lui. Iubindu-ne unii pe alții, căutând binele celorlalți, mai mult decât pe al nostru, devenim mai buni și mai înțelepți. Dar așa ne apropiem cu fiecare clipă de Dumnezeu, de dragostea și bunătatea Lui. Să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, Sfânta Scriptură. Foarte, foarte inspirat ales această pildă. Cine te-a ajutat în alegerea ei? Doamna învățătoare Nidelea Mariană. Da, da, o felicităm pe această cale. Este tot ceea ce lipsește, ce ne lipsește nouă în zilele noastre, iubirea aproape Lui. Cred că societatea noastră, din cauza aceasta, este atât de mult în regres. Pentru că fiecare își pune în prim plan obiectivul lui imediat și nu mai ține cont de cel din jurul lui. De fapt, prima poruncă a Mântuitorului este să ne iubim aproapele ca pe noi înșine, ceea ce nu prea facem în zilele noastre. Îți mulțumesc mult, Claudiu, mulțumesc și domnului director Toma Florescu, doamnei profesor Nidelea, pentru prezența ta în această seară în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Trebuie să mărturisesc faptul că trebuia să fii prezent de acum 3 luni de zile. O răceală te-a dus în situația de a nu putea fi prezent. Însă, atât ce ți-am promis, am făcut tot posibilul să fii prezent în această seară. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. La revedere. Selena, te rog frumos să... Bine ai venit în cadrul emisiunii noastre, Selena. Te rog frumos să rămâi în picioare puțin ca să discutăm, da? Așa. Selena, pentru mine, practic, a fost o surpriză faptul că tu ești și interpretă la orgă. Eu știam că ești doar solist vocal de muzică populară. De când studiezi tu orga? De 2 ani. Păi, a fost infiat de la mine de nenumărate ori, dar nu am știut acest aspect. Am înțeles că ai câștigat și un premiu la festivalul de muzică populară. Domnul Minel, vă rog frumos să... Da, are la cameră. Premiul întâi. Ai mai fost prezentă și la Viena, unde de asemenea ai câștigat diploma de interpretare. Foarte multe diplome, trofee, da? Bun. Eu te felicit pentru că ai obținut atât de multe trofee, diplome, deja sunt la vedere. Cine pregăti pentru început, Selena? În seara asta am pregătit o serenadă. La orgă. După care mai treci în emisiune și cu vocea o să interpretezi o melodie, da? Bun, te rog frumos, Selena.
Foarte frumos, Elena. Felicitări. Ești foarte talentată, Selena. O să te așteptăm puțin mai târziu în emisiune și cu melodiile pe care le vei interpreta cu vocea. Domnule director, vă întreb, care este situația biletelor de tratament și care sunt stațiunile preferate de pensionarii noștri? Da, bă, în momentul de față, la nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu, avem înregistrate un număr de aproximativ 1600 de cereri de bilete de tratament. În momentul de față am primit bilete doar în stațiunile TBRCM, respectiv Amara, Pucioasa, Olănești și Covasna. Au fost revalizate până la această dată 72 de bilete și au fost valorificate doar 37, un procent de 42%. O mare problemă a biletelor de tratament reprezintă perioada pentru care Giurgiu Venii solicită un bilet de tratament. În general, sunt solicitate bilete prin sezon și discutăm aici de perioada iunie-august, mai puțin în lunile de extrasezon și vorbim aici de la sfârșitul lunii februarie până la începutul lunii mai și după aceea septembrie, 1 decembrie. Dintr-o analiză a cererilor și din anii precedenți, am observat că același lucru s-a întâmplat și în anii trecuți. De exemplu, în anul 2015 am primit în jur de 3180 de bilete de tratament, au fost repartizate, și n-am reușit să valorificăm decât 70% din aceste bilete, fapt pentru care în anul următor, în anul 2017, am primit o repartiție mai mică, 2980 de bilete. Și în 2016 același lucru s-a întâmplat, în sensul că am reușit să valorificăm doar 68,87% din aceste bilete, cauza fiind aceeași, poziționarea cererilor în perioada iunie-august și mai puțin în extrasezon. Cu această cale doresc să le transmit solicitanților de bilete de tratament să opteze pentru o perioadă mai mare, adică discutăm de la luna aprilie până la inclusiv luna octombrie, se poate face tratament fără nicio problemă, chiar și în lunile mai reci, în sensul că toate hotelurile pe care Casa Națională le-a contractat au baze de tratament proprii în interior, nu se pune problema efectuării tratamentului în altă bază de tratament decât locația în care dumneavoastră sunt cazați. Și sper să reușim să valorificăm toate biletele care ne-au fost alocate pentru a nu avea surpriza să avem o scădere a numărului de bilete și în anii viitori. Da. Vă întreb referitor la numărul de pensionari. Este în creștere sau în scădere comparativ cu anii trecuți? Situația numărului de pensionari în județul Giurgiu se prezintă astfel. Cum spuneam mai devreme, avem în evidențele noastre aproximativ 66.000 de pensionari pe structurați pe bugetul de asigurări sociale și pe agricultori. 56.196 de pensionari sunt în sistemul de stat. Pentru limite de vârstă avem un număr de 39.666 de pensionari. Structurați pe pensie anticipată avem în jur de 800 de cazuri, invaliditate 6.522 de pensionari și pensii de urmași 9.200. În sistemul agricol registrăm în momentul de față un număr de 10.000 de pensionari, 9.600 fiind pentru limită de vârstă și avem în evidențele noastre și în jur de 400 de cazuri de pensii de urmași în sistemul agricol. Pe lângă pensiile pe care le avem în evidență, mai registrăm și un număr de 7.800 de indemnizații pentru legi speciale și discutăm aici de veterani de război, deținuți politici, eroi ai Revoluției, deportați, strămutați. Pensia în pensionarii în județul Giurgiu pot spune că sunt într-o ușoară scădere ca număr. În anul care a trecut am pierdut în jur de 800 de pensionari față de anul precedent, în 2016 față de 2015. 2015 față de 2014 a fost chiar mai rău, am pierdut în jur de 4.000 de pensionari. Da. Și asta se datorează și faptului că am înregistrat un număr foarte, foarte mare de decese în ultimii ani, aproximativ 7.000 de decese
în anii respectivi. Da. Vă întreb, domnule director, ce noutăți a apărut în sistemul de public de pensii în anul 2017? Da, 2017 a fost plin de surprinzi în sistemul public de pensii, să spun așa. În fiecare lună am avut de ceva nou, să spun așa. În ianuarie, spre exemplu, am avut indexarea pensiilor de la punctului de pensii de la 871,73 la 917,5 lei. În luna februarie, după cum știți, a apărut modificarea legislativă în sensul că s-a eliminat contribuția pentru asigurările de sănătate și a dispărut impozitarea pensiilor sub 2000 de lei. În luna martie, o noutate apărută în sistemul public de pensii a fost majorarea indemnizației sociale de la 400 de lei la 520 de lei. Și în luna aprilie am avut ceva noutăți, în sensul că legea 186, legea care prevedea faptul că se poate cumpăra vechime pentru maxim 5 ani de la încheierea contractului de asigurare retroactiv, avea prevederea că se poate aplica până la data de 27 aprilie 2017. Acest termen a fost prelungit până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie 2017, pentru care oamenii își pot cumpăra în continuare vechime până la sfârșitul anului. Mai sunt și alte prognozări, în sensul că în luna iulie, din câte știm, valoarea punctului de pensie se va indexa din nou, va ajunge la 917,5 la 1000 de lei. Și, bineînțeles, sunt prevăzute și niște aplicări ale unor legi care sunt date undeva prin 2016, la începutul anului sau la sfârșitul anului 2015, legea 155 și legea 192, pentru persoanele care au lucrat în grupa 1 și grupa 2 de muncă, majorarea punctajelor pentru cei care s-au pensionat înainte de 1.4.2001 și care nu au primit majorări de punctaj. De punctat, vreau să repet încă o dată, deci doar pentru cei care nu au primit majorări de punctaj pentru grupele de muncă. La nivelul județului Giurgiu, noi avem doar beneficiari ai legii 192 din verificările efectuate în bazele de date ale Casei Județene de Pensii Giurgiu. Se pare că avem și noi în jur de 600 de cazuri de acordarea acestor majorări de punctaj pentru grupele de muncă. Un alt aspect care trebuie menționat pentru vis-a-vis de acest lucru, drepturile pentru aceste legi, pentru 192 și 155, se vor aplica, se vor acorda începând cu 1 ianuarie 2016, până la data la care se va stabili plata acestor drepturi. Da. Domnule, vreau să ne menționați care sunt punctele forte ale instituției pe care dumneavoastră o conduceți. Oh, da, bună întrebare. Pe lângă dotarea de excepție de care am beneficiat în ultimii 5 ani, pot spune, și pe această cale aș dori să mulțumesc conducerii Casei Naționale de Pensii pentru sprijinul acordat. Și aici mă refer la dotarea cu calculatoare de ultimă generație, imprimante la fel de ultimă generație, prețea informatică, servere. Punctul forte al instituției pe care o reprezint este personalul pe care l-am, oameni devotați, oameni excepționali, mulți colegi de-ai mei din țară și-ar dori să lucreze cu astfel de oameni. Sunt fericit că pot să lucrez în echipă cu dumnealor și nu pot decât să le mulțumesc pentru efortul pe care îl fac, pentru bună aducerea îndeplinirea a sarcinilor pe care le au. Lucrăm într-un domeniu delicat, pot spune, cu oameni cu nevoi, oameni ajunși la o vârstă când nu se bucură doar de fericirea zilor de pensie și de probleme, eu știu, financiare sau de sănătate. Ne calcă pragul aproximativ 100 de oameni zilnic cu diverse probleme, de la ajutoare de înmormântare la depunerea primei cereri de pensionare. Pot spune că acești oameni se încarcă cu sute de probleme în fiecare zi și încearcă să se deconecteze de aceste probleme când merg acasă alături de familia lor, să fie un părinte deschis, vesel, dar uneori știți că ne iese foarte greu acest lucru. Plecăm încărcați cu problemele oamenilor care ne vizitează.
Eu când a venit să vă adresez dumneavoastră invitația pentru a fi prezent în această seară la emisiune, am rămas surprins plăcut de felul în care se lucrează la Casa Județeană de Pensii. Toată lumea cu dosare, cu dosărele, întrebau bătrânii ce doresc, inclusiv domnul care asigură ordinea în instituție, foarte sociabil, foarte comunicativ. Am rămas surprins plăcut, după cum am spus. Le-am decât să vă felicit pe dumneavoastră pentru ceea ce este acolo. Pentru că fiecare conducător din instituție își formează angajații după chipul și asemănarea lui. E normal să fie așa. Selena, te rog frumos să vii, să ne spui ce primă melodie ne-ai pregătit. Și în primul rând vreau să rectific, vreau să le mulțumesc doamnelor, doamnei Mihaela Țițeica, da, și doamnei Danilo Vinenă. Da, și doamnei director, și Carmen Pețanca. Director. Mulțumim de asemenea și doamnei profesor Țițeica pentru amabilitatea de care a dat dovadă, fiind prezent la noi în această seară și pentru felul în care te pregătește, bineînțeles. Te rog frumos să ne spui ce melodie, ce primă melodie ne vei interpreta. Puseica e la căruț. Hai, te rog frumos, succes!
Foarte frumos, Elena. Ești o adevărată artistă. Are o mișcare scenică extraordinară. De voce nu mai vorbim. Te așteptăm și cu cea de-a doua melodie. Vă mulțumesc. Cu plăcere, Selena. Domnul director, vă rog să ne spuneți ce probleme întâmpinați în sistemul public de pensii. Da, în primă fază aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră probleme evite de arhivele fostelor unități care s-au desființat. Asta ar fi una dintre cele mai mari probleme, în sensul că foarte multe arhive s-au distrus în județul Giurgiu și alte arhive sunt preluate de lichidatori. Unii dintre ei nu mai au calitatea de a elibera referințe pentru oamenii din Giurgiu. Alții au calitatea, dar nu vor să o mai facă. O problemă deosebită o avem în momentul de față cu oamenii care au lucrat la combinatul chimic din Giurgiu. Aici arhiva a fost preluată de lichidator. În mare parte, unele documente au fost distruse, altele sunt deja în păstrarea lichidatorului. Nu reușesc încă să mai elibereze documente pentru oamenii din Giurgiu. Foarte mulți sunt în instanță pentru reconstituirea perioadelor lucrate în grupele de muncă la combinatul chimic. Și durează, bănuiesc. Și durează foarte mult, da? acest proces. Este un drum anevoios, greoi, dar este ultima soluție pentru unii giurgiuveni. Legislativul pot spune că s-a îngrijit de ușurarea situației pentru oameni, dar în continuare sunt probleme. În anul 2015, la sfârșitul anului 2015, a apărut legea 172, lege care prevede faptul că se pot elibera adeverințe pentru grupele de muncă și în lipsa deciziilor Consiliului de Administrație ale instituțiilor respective, fapt care ar fi trebuit să ușureze oarecum situația oamenilor care au lucrat în aceste instituții. Adică se pot elibera adeverințe și pe baza statelor de salarii, pontajelor lunare, al contractului colectiv de muncă. Însă tot sunt probleme la Giurgiu. Vă dați seama că vin oamenii care au lucrat acolo și spun, domnule, am lucrat 10 ani de zile în grupa 1 la combinatul chimic Giurgiu. Cum pot să fac dovada? Vă dați seama că nu știm în momentul de față cum să înrămăm decât să se adreseze lichidatorului, că înțeleg că încă societatea este în proces de lichidare, încă nu s-a încheiat procesul de lichidare, nu s-a radiat societatea și lichidatorul ar putea elibera adeverințe pentru acești oameni, dar nu știu care sunt problemele la domnului lichidator și în continuare, v-am spus, sunt procese pe rol. Da, sunt foarte, foarte multe procese pe rol. Sperăm că se vor rezolva ușor, ușor. Și noi am avut probleme de genul ăsta la nivelul Casei Județene de Pensii Giurgiu. Noi am preluat în urmă cu 10-15 ani arhivele de la fostele CAP-uri, de la fabrica de zahăr, de la șantierul naval, de la Suin Prod. În momentul 2013 ne-am găsit cu aceste arhive în păstrare, pentru care și eliberam documente, adeverințe și extrase pentru oamenii din Giurgiu și nu numai. În momentul 2013 spun asta pentru că atunci a apărut legea 138, legea Arhivelor Naționale, care modifica legea 16 și care prevedea faptul că toți cei care deținem arhive și nu suntem autorizați pentru a elibera adeverințe în scopul valorificării la pensie, avem obligația de a preda aceste documente către operatori autorizați. Chiar zilele trecute am avut discuție cu câțiva primari din județ care mă întrebau, domnul director, ce s-a întâmplat cu arhiva de la fostele CAP-uri, de la societățile pe care dumneavoastră le-ați avut. Și a trebuit să le explic care e situația. Din păcate, arhiva a ajuns la un operator autorizat din Galați. Mi-aș fi dorit să fie aici mai aproape, să fie în Giurgiu, să fie la București, dar nu s-a putut realiza acest obiectiv. În sensul că singurul operator autorizat din județul Giurgiu desfășura activitatea undeva la Mihăilești. Din păcate, acest operator a preluat arhivele unor societăți mari din București și a ocupat depozitul de arhivă, gen Republica IMGB, cu foarte mulți angajați, genul 30.000 de angajați, 30.000 de dosare personale.
la discuția pe care am avut-o cu reprezentantul societății, omul mi-a spus că ar vrea să ia și arhiva de la aceste societăți, dar, din păcate, nu deține spațiul necesar pentru arhivare. Societăți din București, am zis, haideți să ne extindem undeva în jurul județului Giurgiu, au venit cu oferte de genul să le predăm această arhivă și să le plătim custodia undeva la 10.000 de euro pe an custodia acestor documente. Fapt care vă dați seama că nu s-ar fi putut întâmpla, suntem o societate de stat, eu cel puțin nu mi-aș fi permis să angajez unitatea pe, eu știu, un termen de 20 de ani, să plătim astfel de sumă, să închem un contract de genul ăsta. Singura societate care s-a oferit să preia aceste documente gratuit și să le păstreze și să elibereze documente a fost această societate, Societatea Montero din Galați. După lungi discuții, undeva la 6 luni de zile, aveam discuții și cu oamenii care nu le mai eliberam documente, am reușit să facem predarea. Eu spun că lucrurile au început să se miște, în sensul că se eliberează documente pe care noi deja le valorificăm și asta mă bucură. Nu mă bucură, v-am spus, faptul că a ajuns undeva foarte departe de județul Giurgiu. Mi-aș fi dorit să fie undeva mai aproape, dar asta e situația de moment, în momentul de față. Da, pe parcurs poate se remediază. Cu siguranță. Sigur că da. Domn director, vreau să ne precizați care sunt cele mai importante realizări ca director al Casei Județene deci Casei Județene de Pensie. Da. Și ce vă pregătiți pentru viitor? Da. Realizări sunt multe. În timp v-am spus, am reușit cu dotarea tehnică să ne mișcăm. Un mare rezultat, să spun așa, și o mare realizare este rezultatul obținut la indicatorii de performanță din anul 2017. S-a întâmplat undeva în ianuarie 2017. Am mers pentru evaluarea indicatorilor de performanță a Casei Județene de Pensii. Rezultatul nostru fiind locul 2 pe țară, în situația în care în ultimii 5 ani Casa Județeană de Pensii Giurgiu se afla undeva pe locul 33, am reușit să urcăm treptat. Da, anul acesta, cum am spus, simțindu-ne undeva pe locul 2 pe țară. Ce îmi doresc pentru viitor? Îmi doresc, și misiunea noastră e din ce în ce mai grea acum, să ne păstrăm undeva în primele 3 locuri, dacă nu, să obținem chiar locul 1 pe țară, să reușim să mulțumim toți oamenii. Indicatorii de performanță de care discutam mai devreme implică timpul de soluționare al cererilor de calculare a pensiilor, în cazuri noi și recalculări, modul de soluționare, adică modul corect și legal de soluționare al acestor documente, în sensul că avem un număr foarte mic de erori, atragerea în sistemul public de pensii de asigurați, cumva conturarea bugetului și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli. Acestea sunt printre cele mai importante aspecte și mai sunt și alți indicatori. V-am spus, în urma analizei acestor indicatori, Casa Județeană de Pensii Giurgiu s-a situat pe locul 2. Cred că este una dintre cele mai mari realizări obținute de mine. Da. Exact cum am spus, nu întâmplător ați ajuns pe locul 2. Exact cum spuneam, numai profesioniști, oameni care într-adevăr sunt aproape de pensionari, comunicativi, profesioniști, e normal să ajungeți pe locul 2 la nivel național. Selena, te rog frumos să vii și să ne spui cum se numește cea de-a doua melodie, nu înainte de a ne preciza cum a fost la concursul de la București. A fost minunat. Da. Mi-a plăcut, m-am distrat. Ai încheiat noi prietenii. Noi prietenii, da. Și la Viena cum a fost, Serena? Foarte frumos, distractiv și la fel frumos. A mers tata cu tine? Și mă. Da? Ați mers împreună? Da, te-a fost atâta. Da, da. Bun, cum se numește cea de-a doua melodie? Ionele Pădurar. Te rog, succes!
Foarte frumos, Serena. Felicitări. Foarte frumos. Îți mulțumim mult de tot. Te așteptăm și altă dată. La revedere. Domnule director, fiind pe final de emisiune, timpul a zburat, nu știu când a trecut atât de repede, vă rog să transmiteți ceva pensionarilor giurgiuveni. Da, pensionarii giurgiuveni sunt părinții noștri, sunt bunicii noștri, sunt apropiați unchi, mătuși și rude din familie. Ce putem să le transmitem decât multă sănătate, să aibă zile senine alături de cei dragi, să-i găsim uneori bucuroși și veseli alături de cei dragi. Vreau să le spun că alături de echipa pe care o coordonez, suntem deschiși în rezolvarea tuturor problemelor pe care dumnealor le întâmpină. Indiferent dacă avem zi de audiență sau nu, ușa noastră este în permanență deschisă și vreau să le transmit că suntem alături de dumnealor în vederea rezolvării tuturor problemelor pe care le au dumnealor. E adevărat, sunt multe probleme care nu țin neapărat de noi și aș dori să înțeleagă că facem tot posibil pentru rezolvarea problemelor, dar avem nevoie și de ajutorul dumnealor, în sensul că trebuie să-și rezolve, noi să le sugerăm soluțiile tehnice, iar dumnealor să-și rezolve problemele pe plan local. Încă o dată, multă sănătate și să auzim numai de bine pentru pensionarii din Giurgiu. Da. Domnul director, vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că a fost prezent în această seară alături de mine în cadrul emisiunii. Cum a fost drag. O prezență mai mult decât agreabilă. Și vă aștept și altă dată cu mult drag. Sunt convins că și pensionarii noștri au fost lămuriți de răspunsurile pertinente pe care ni le-ați dat. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță voi participa de câte ori. Vă mulțumesc mult, domnul director. Dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit în casele dumneavoastră preț de 50 de minute. De asemenea, mulțumesc și colegilor mei, Ionel Taifas și Mirel Boboc, pentru buna desfășurare a emisiunii. Vă invit, dragi telespectatori, în fiecare marți, de la ora 21, să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația este viitorul vostru. La revedere!